Salut! Astăzi o să schimbăm antigelul la o Honda Accord generația 8, 2.0 Ivy Tech, Q1 mai exact. Codul de motor este R20A3, dar evident procedura este aproape identică la toate mașinile, mai ales la cele japoneze. Dacă doriți să susțineți acest canal și în același timp să verificați o mașină, o puteți face cu ajutorul aplicației Car Vertical, aveți un link în descriere. Veți primi și o mică reducere. Acest tutorial va fi foarte detaliat, vom lucra și cu manualul de service, unde ne specifică un lucru pe care mulți îl omit, să scurgem blocul motor. Acesta este antigelul de origine Honda sau antigel tip 2, cum se mai numește, se găsește destul de rar, dar avem și alternative care se găsesc ușor. Cele mai compatibile antigeluri ar fi cele de la Ravenol, Ravenol HGC și HTC. Îl recomand pe cel din urmă, adică pe HTC, deoarece are norma specifică a acestui antigel. Oricum vă las și pe ecran să vedeți, nu știu pe de rost, dar conține acea normă. HGC este compatibil în proporție de 80-90%, dar nu prea recomand. Dacă găsiți, folosiți HTC sau cel mai bine antigel de origine. Un lucru foarte important, înainte să ne apucăm de treabă, trebuie să punem contactul sau să pornim motorul. Este suficient să punem contactul și să dăm căldura pe maxim. Dacă dăm căldura pe maxim, se deschide caloriferul. La multe mașini, caloriferul este înseriat direct cu instalația de răcire și nu are o supapă care îl deschide în funcție de comanda de climatizare din interior. Dar în cazul acestei Honda, trebuie să îl deschidem manual dând căldura la maxim. În rezumat la ceea ce o să facem în continuare, voi scurge antigelul din radiator folosind șurubul special de scurgere, deci nu trebuie să deconectăm un furtun, cel de jos în special, pentru a scurge antigelul. După aceea voi umple instalația cu apă distilată, voi porni motorul, voi lăsa să se încălzească, după aceea voi scurge din nou radiatorul, voi umple din nou cu apă distilată, îl voi mai spăla o dată, iar după aceea voi scurge radiatorul, dar și blocul motor. După aceea voi turna antigelul de origine Honda, care nu trebuie diluat, vine gata diluat din fabrică. Raportul este 50-50 apă distilată cu antigel concentrat și oferă protecție pe undeva la minus 36 de grade, scrie pe ambalaj. După ce motorul s-a mai răcit, adică la aproximativ 10-15 minute după oprire, puteți deschide în siguranță bușonul de la radiator. Bușonul de golire a radiatorului se află sub mașină și este din plastic, deci se va slăbi destul de ușor. Atunci când îl strângeți la loc, strângeți-l doar cu mâna, nu folosiți alte scule, fiindcă îl puteți rupe. Dacă aveți mâna mai subțire, o puteți strecura între catalizator și radiator, astfel ajungând ușor la bușonul de scurgere. Dacă nu aveți această posibilitate, îl puteți desface foarte ușor și din partea de jos. Desfiletați capacul de la vasul de expansiune, iar apoi scoateți-l glisându-l foarte ușor în partea de sus. Nu uitați să-l goliți și după aceea să-l puneți înapoi pe poziție. În această secvență, umplu vasul de expansiune cu apă distilată, iar nivelul se află undeva între minim și maxim. Folosind o pâlnie, umpleți radiatorul cu apă distilată până sus. Pentru a mai scoate aer din instalație, strângeți de cele două furtunuri mari care intră în radiator. O mică mențiune, atunci când umpleți radiatorul, o parte din apă se va scurge în vasul de expansiune, așa că este normal să vedeți nivelul mult peste maxim după ce ați terminat de lucru. După aceea, trebuie să porniți motorul ca pompa de apă să-și facă treaba. Nivelul de apă din radiator va scădea puțin, așa că trebuie din nou să completați. La un moment dat nu o să mai iasă deloc bule de aer și puteți pune capacul, respectiv bușonul, de la radiator. După ce apa din instalație s-a mai răcit, o putem scurge din nou. Vom scoate din nou vasul de expansiune pentru a-l goli și după aceea îl punem la loc și îl umplem cu apă distilată pentru a doua spălare. Pentru a doua spălare a instalației, procedăm exact ca prima dată. Mai exact, umplem radiatorul până în partea de sus, strângem de furtunuri pentru a scoate aerul, după aceea pornim motorul și lăsăm să se încălzească.
În continuare, golim lichidul provenit din a doua spălare și, după cum puteți vedea, are încă o culoare destul de puternic albastră, semn că s-a spălat destul de mult antigel vechi. De data aceasta, vom scurge și blocul motor. Nu vreau să vă descurajez, dar bujonul de scurgere este cel mai blocat șurub pe care l-am întâlnit vreodată. Fiind dintr-un metal foarte dur, sunt șanse destul de mici să-l rupeți sau să-i rotunjiți hexagonul. În cel mai rău caz, puteți strica filetul, acesta fiind cu pas foarte mic, iar blocul motor este din aluminiu, deci aveți mare grijă la acest aspect. Din păcate, nu putem face o scurgere controlată, așa că trag ușor de bușon, astfel încât antigelul să se scurgă ușor pe scutul motor și după aceea în bidon. Dacă aveți posibilitatea, recomand să schimbați și garnitura bușonului. Vă las codul piesei în descriere. Pentru a preveni blocarea bușonului în timp, recomand să-i aplicați pe filet o pastă antiblocatoare. Dar nu am avut această pastă la îndemână, așa că am folosit o vaselină pe bază de cupru. Din păcate, nu prea recomand, deoarece în timp poate face o reacție galvanică. În continuare, înfiletați cu mare grijă bușonul în bloc. Există riscul să-i tăiați filetul dacă nu intră bine. Folosind cheia dinamometrică, strângeți bușonul la 83 de Nm. Voi scoate vasul de expansiune pentru a-l goli și pentru a-l curăța pe exterior. În interior era foarte curat, dar dacă este murdar, puteți folosi orez pentru a-l curăța. Vă las un link în descriere cu un alt tutorial în care am folosit orez. Pentru a curăța vasul, puteți folosi orice degresant. Mie mi-este mai ușor să folosesc spray de frâne și o pensulă. După cum puteți vedea, la final a ieșit destul de bine. Este foarte curat pe exterior. Pun vasul la loc, iar de data aceasta torn în el antigel. Recomand să turnați până la linia de minim, deoarece atunci când veți turna în radiator, se va scurge ceva antigel și în vasul de expansiune și nivelul va ajunge undeva aproape de maxim. În continuare, turnați antigel în radiator. De data aceasta va intra mai mult lichid de răcire, deoarece am scurs și blocul motor, în care se aflau aproximativ 1,5-2 litri. În total, am folosit aproximativ 5,5 litri de antigel de origine Honda. O mică mențiune, dacă nu scurgeți blocul motor, este suficient să cumpărați un singur bidon de 5 litri. După ce ați turnat apa, respectiv antigelul, porniți motorul și lăsați-l să funcționeze aproximativ 10-15 minute. De asemenea, puteți să-l și turați, să-l țineți puțin turat, pentru ca lichidul să se răcească, să se încălzească mai repede. Când furtunul din partea de jos, cel care este din radiator, s-a încălzit, înseamnă că termostatul s-a deschis. Și de asemenea, dacă ventilatoarele pornesc, înseamnă că antigelul a atins temperatura optimă și puteți să opriți motorul. După aceea așteptați din nou vreo 20-30 de minute pentru ca toată apa să se răcească și puteți să scurgeți în siguranță antigelul. De asemenea, aveți mare grijă când turnați apa în radiator. Ar fi de preferat ca acesta să fie cât de cât rece pentru a evita șocurile termice. Nu e ok? La final, dacă aveți întrebări sau sugestii, lăsați-le în comentarii. Mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să vă abonați și să mă urmăriți și pe Instagram. Drumuri bune!